64 de ani de la unirea Principatelor Române. Se cuvine să cinstim voința comună care a făcut posibil acest important pas în devenirea statului național unitar român și să îi onorăm pe cei care, prin curajul și viziunea lor, au înfăptuit dorința poporului. În această zi salutăm prezența oficialităților locale și județene, dar și a delegațiilor oficiale din orașul Sângerei, Republica Moldova, din orașul Slănic, Prahova și din Ploiești. Permiteți-mi de asemenea să vă urez tuturor un bun venit în numele domnului primar Ovidiu Duma și a doamnei director a Casei de Cultură, doamna Simina Pop, care de dimineață au sărbătorit acest eveniment în Cernăuți, Ucraina și din păcate nu au reușit să ajungă în timp util în această seară. În organizarea Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea Ardut și a primăriei și Consiliului Local Ardut, ne bucurăm să sărbătorim împreună unirea Principatelor Române printr-un concert vocal simfonic, susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat din Ulipati, Satu Mare, în colaborare cu Corala Preoțească Arhanghelii a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, dirijor Ștefan Novac, dirijor cor, preot profesor doctor Petrică Covaciu, orchestrator profesor doctor Alexandru Murariu. Din anul 1992, Filarmonica Sătmăreană a adoptat numele emblematic din Ulipati, ceea ce a favorizat impunerea ei în conștiința publică din țară și din străinătate. Imaginea mai recentă a Filarmonicii din Ulipati o cunoaștem începând din 1970, când, alăturată altor instituții muzicale similare ale țării, Filarmonica din Satu Mare a devenit realizatoare de evenimente concertante, simfonice, vocal-simfonice și discografice, preluate de radiodifuziune și televiziune. Corala Preoțească Arhanghelii a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a fost creată în anul 2006, iar majoritatea coriștilor au susținut nenumărate concerte în țară și străinătate, obținând premii naționale și internaționale, din care amintim Solnok, Ungaria, 1993, Bitgos, Polonia, 1994 și Marele Premiu la Orăștie, România, 1997. Au avut de asemenea diverse turnee în Anglia, cu peste 30 de spectacole, în Isle of Man, între 1997 și 1999, în Belgia, la Bruxelles și Germania, Regensburg, în 2000 și în Grecia, între 2001 și 2002. Vastul repertoriu al coralei cuprinde atât piese din literatura muzicală autohtonă și universală din diferite perioade de creație, precum și prelucrări folclorice. Proiectul inedit pe care ni-l propun nouă în această zi emblematică pentru națiunea română are ca scop cultivarea spiritului patriotic și a mândriei românești. Doamnelor, domnilor, pentru dumneavoastră în această seară, Filarmonica de Stat din Ulipati, Satu Mare și Corala Arhanghelii a Episcopiei Maramureșului și Satu Mare. Oh,
Thank you.
Oh,
necitire și pe loc încremeniră. În mirelișor c-au intrat, satul l-au înconjurat și-au cuprins sub baionete prunci, bătrâni, femei și fete. Iar șeful căta
simțit un public emoționant în seara asta. Aș vrea să vă întreb dacă ați simțit că sunteți român în seara aceasta. Cu adevărat am simțit că suntem români. Ne-am bucurat de aceste momente deosebite și înălțătoare, create de Filarmonica de Stat din Lipati și de Corala Preoțească Arhanghelia Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Și am venit să fim alături de soțul meu, care cântă și el în corală, și să-i susținem pe toți cei care ne-au încântat în această seară. Doamna Mihaela Berci, câteva cuvinte despre această seară emoționantă. Am avut parte de un spectacol regal în seara aceasta în Casa de Cultură Ardut, datorită Filarmonicii de Stat din Lipati, Satu Mare, și a Coralei Arhanghelii a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Ne-au încântat prin muzica instrumentală, prin cântecele patriotice, prin tot ceea ce s-a desfășurat astă seară. A fost un moment cu adevărat sublim. A fost un moment mult mai istoric și foarte potrivit pentru a comemora această deosebită sărbătoare, Ziua Unirii Principatelor Române, moment istoric, definitoriu în formarea statului unitar român. Am avut parte de emoții, am avut parte de o mulțime de aplauze, ceea ce demonstrează că publicul ardudan este încântat și de acest gen de spectacol. Este pentru prima dată când Filarmonica din Satu Mare concertează aici la noi la Ardud și aceasta datorită faptului că în sfârșit avem o sală potrivită pentru aceasta. Sperăm ca și pe viitor să avem parte de multe asemenea spectacole. Vă mulțumesc! A fost o seară deosebită pentru noi. Prima oară am concertat aici în frumoasa sala Casă de Cultură din Ardud. Și a fost o colaborare nu pentru prima oară, a fost o onoare să cântăm de Ziua Unirii. Da, împreună aici la Ardud. Chiar am simțit emoția și acele cântece ne-au făcut într-adevăr să ne simțim români. Vă mulțumim tare mult! Și noi vă mulțumim pentru invitație, a fost o onoare să vă încântăm cu muzica noastră.